Salut! Stau în casă, nu coc pască, nu fac cozonaci, nu îmi vopsesc ouăle, deci am timp berechet. M-am gândit să vă povestesc cum s-a întâmplat să ajung prima dată pe mâna poliției, să comunic cu un polițist. Am cameră cu telecomandă de vreo 10 ani și m-am gândit să o folosesc. Am și microfon la valieră, mi-am cumpărat recent, nu merge la computer, se aude foarte prost, dar pentru că se aude bine la cameră, haideți să vă povestesc în felul ăsta. Eram la o lecție de biologie, la proful care avea pe ușă scheletul unui crab mare, cam așa de mare, și ne impresiona în felul ăsta. A venit cineva și ne-a... El avea pe ușa laboratorului crabul. La ușa de intrare din coridor vine cineva și zice: domn profesor, domn învățător sau tovarăș, sau nu știu cum se numeau atunci, că era Uniunea Sovietică, era pe la mijlocul anilor 80 sau în a doua jumătate, deci eram prin clasa 6 sau 8, ceva de felul ăsta. Deci, probabil vreun emisar al directorului, poate era dirigintele sau diriginta, că am avut mai mult pe parcursul anilor. Vreo 4, nu știu de ce s-au schimbat dirigenții așa. Zice: dați-i voi lui Brega să meargă sus. M-a dus sus, într-un cabinet mic, cât o chilie, cabinet metodic, pe acolo am aflat după aceea, stăteau directorii adjuncți, nu știam chestia asta. La intrare în școală, pe dreapta, era un milițian, un polițist. M-a lăsat cu el și m-a întrebat: unde ai fost duminică? Și nu știu cum a răspuns. Probabil am spus că am stat acasă sau probabil am spus că am fost la pădure, dar am fost cu minte. Polițaiul, milițianul, a închetat o faptă care s-a întâmplat în duminica anterioară la tabăra de pionieri, la tabăra de vară. Erau mai multe bărăci acolo, mai multe grajduri de lemn, probabil cu un bloc alimentar construit din piatră și cu încă o încăpere mare care era un fel de club de vară. Acolo, prima dată în fața clubului celuia, când am stat, eu știu, cu vreun an, doi mai devreme, o singură seară la tabără, s-a proiectat un film. Și noi eram la tabără, eram la ceea ce se numea brigadă de muncă. Deci ne cazau acolo în tabără, dar toată ziua lucram pe lanurile colhozului. Cel mai probabil, cel mai degrabă, pentru că era vara, doar la prășit. Că după aceea, în toamnă, ne luau deja de la școală, la munci, la strâns roada, la ales porumbul de scos din pănuș sau eu știu ce altceva mai făceam. La cules struguri, noi ziceam la poamă. La cules prune, cred că m-a luat bunicul meu de la mamă. Noi ziceam perje. La cules perje. Ei bine, s-a întâmplat ca în duminica anterioară, la tabăra aceea, să fi fost fel de devastare, de distrugere. Și polițaiul încerca să afle dacă am fost eu dintre cei care au participat. Și da, se întâmpla, noi în weekenduri, duminica mai ales, pentru că sâmbătă lucram și în ajun de Paște era strașnic cât de multă muncă la țară. Vecinii mei, care lucrau și mai mult, credeau despre noi că suntem alentați, că nu prea ne pun părinții la lucru. Noi totuși credeam despre noi că suntem oropsiți, că ne pun mult la lucru și lucram din greu, dar în weekend ne lăsau, duminica ne lăsau să mergem la pădure, la iaz, ne duceam de-a lungul râului Ligacea până la Răut, deja mai târziu, mai în adolescență, când aveam mai mult curaj. Și în duminica aceea fusesem și noi și cred că nu eram singuri, poate cu verii de-ai noștri, poate cu vecinii de-ai noștri. Nu eram doar noi frați, că suntem patru frați, deci atunci în clasa aceea cred că eram cel puțin 2-3 frați mari care puteau să meargă până la pădure, ceilalți erau prea mici probabil.
Dar mi-amintesc că nu eram doar noi frații, am fost la pădure în ziua aceea și am văzut ce s-a întâmplat și chiar am participat o leacă. Cel puțin acolo, în casa aceea de cultură, în clubul acela, lângă care ziceam că am văzut un film proiectat afară, în singura noapte dormit acolo, în singura seară. Acolo chiar am văzut că sparte geamurile, am văzut că sunt împrăștiate lucrurile și ne-am făcut și noi tare curajoși și am dat, poate numai eu, poate amândoi sau toți trei frații noștri, am dat cu un pumn într-un geam sau ceva de felul ăsta. Cam atâta curaj am avut. Dar polițaia a ancheta mai mult cine a tăiat pierne, cine a rupt uși, nu știu ce s-a mai întâmplat pe acolo, dar noi n-am urcat în deal la barăcele cele unde erau dormitoarele taberei. Noi am trecut doar pe aici în vale. Tabăra e în pădure. Era în pădurea de la Pepeni, că după aceea s-a mutat, s-a construit alta mai, deja din cărămidă, aia din lemn era în mijlocul pădurii, acum nici urmă n-a rămas din ea. Și mi-amintesc că negam totuși, ziceam că nu, că n-a fost așa, că n-a fost așa și polițaiul cumva, milițian era atunci, cumva m-a determinat să recunosc că au văzut alții, că de ce minți, că o să-ți punem cătușele, că o să te ducem la pușcărie, ceva de felul ăsta. Mi-amintesc că a făcut presiuni psihologice atât de tare încât am început să plâng și am recunoscut totul. Pentru că, na, eram, și acum sunt foarte emotiv, dar acum măcar mă pot ține și plâng rar, că nu mai vede nimeni. Dar atunci am plâns față de polițist și mi-am recunoscut vina, dar am impresia că vina mea recunoscută, spovedania mea acolo, el a mai înflorit-o, că după aceea circulau zvonuri prin școală, prin sat, că mai că eu, noi am fi distrus tot acolo, când de fapt noi n-am spart, n-am distrus pierne, n-am rupt uși, un geam, am tras cu cotul sau cu pumnul într-un geam sau două, trei geamuri maximum. Piernele și ușile, altcineva le-a fi rupt, dar n-au mai vrut să ancheteze polițiștii sau milițianul, sau poate a dat peste cineva care, eu știu, avea spete la partid, trecere la primărie, la Silsovet, cum se numea el atunci, și n-au mai închetat și s-au gândit, aia dacă a plâns ăsta și a recunoscut, înseamnă că e țapă spășitor. Și cred că atunci prima dată tata a plătit o amendă pentru noi, că a mai plătit după aceea, prin anii 2000, pe timpul guvernării comuniste, când eram și eu și Ghenadie șomeri, că numai noi doi am rămas la Chișinău, Ghenadie s-a întors de la București, dar eu eram întors de mult, de prin 99, alți doi frați sunt de mult timp aici la București, noi ne-am întors la Chișinău. Și sora noastră era hăt în Italia. Noi doi șomeri am făcut proteste prin aprilie, mai la Ministerul de Interne, ne-au amendat, am contestat, am pierdut toate instanțele și am trimis dosarul la CEDO. Dar între timp amenda trebuia plătită și taică-meu care se ducea săracul, lucra pe la Moscova, pe Ucraina, pe undeva, gastarbeiter, s-a dus și a plătit amenzele noastre la Sângerie, că încă a păstrat bonul și l-am prezentat după aceea la CEDO, dovadă că am plătit amenzele. Și CEDO în 2009 a fost binevoitoare cu noi, a condamnat Republica Moldova și ne-a plătit despăgubiri Guvernul Republicii Moldova pentru încălcarea dreptului nostru la protest, la detenție civilizată, pentru că eram ținuți în condiții inumane și degradante. Și cred că i-am întors statei amenzile cu vârf și îndesat, i-am cumpărat o bicicletă în ultimii ani de viața lui, el nu ne-a cumpărat niciodată bicicletă. Și ne-am dorit asta. Ne-a cumpărat bunicul o bicicletă, bunicul de la mamă, și a fost furat într-o săptămână și tata nici măcar nu s-a dus să plângă la poliție. Probabil nu prea avea încredere în poliție și se temea de poliție, dar iată, în anii 80 și-a plătit o amendă pentru mine sau pentru noi. Nu ne-a spus niciodată cât a fost atunci în ruble. Probabil a fost o amendă simbolică, nu știu cât se plăteau atunci amenzi. Probabil l-a durut, normal că a suferit. Ambii părinți au suferit pentru că copiii lor, iată, sunt așa huligani. Mi-amintesc că și proful ăla de biologie, atunci s-a scăpat cu vorba că eu aș fi fost favoritul lui, elevul favorit și că avea atâta încredere în mine și m-a durut tare când el a zis că l-am dezamăgit atât de tare. Am înțeles că am făcut o prostie,
mi-am dat seama că am făcut o prostie, dar dacă vă spuneam, am văzut că e devastat tot lagărul acela, toată tabăra ce era devastată, mi-am dus și am pus și noi umărul și am dat cu cotul și cu pumnul niște geamuri. Că după aceea nu s-a mai reabilitat, să vă spun, a fost distrusă tabăra aceea de lemn și, nu știu, într-un an, doi, s-a construit alta de piatră, tot în pădure. Eu cred că era vina, eu știu, a administrației, a primăriei, a colhozului, care gestiona tabăra aceea, că de ce nu avea un paznic acolo, de ce nu era clar. Și noi poate că ar fi trebuit să știm că dacă nu e al nostru, nu trebuie distrus. Chiar dacă e al nostru, care e rațiunea să distrugi? Dar asta e tendința copiilor, adolescenților, să desfacă, să vadă cum e construit. Mi-am amintesc o mătușă, o bunică de-a mea, mi-a transmis, mi-a dat un aparat de radio, o radiolă, cum se zicea atunci, cu speranța că o să o repar, că a văzut că mă interesez de radio electronică, de tehnică, și a sperat că o să o repar, o să fac ceva de... Eu am desfăcut o bucățele, toate piesele le-am desfăcut, aveam diode, tranzistori, condensatori, transformatori, tot așa pe raft, m-am dotat cu piese. Dar niciodată n-am reușit să asamblez ceva, am încercat, primeam revista Unitehnic sau Tehnica Maladioje, din Uniunea Sovietică le-am abonat și văzusem cum se face o mică, un cel mai simplu, cel mai elementar aparat de radio, receptor radio. Mi-am comandat, nu pe internet, prin poștă, mi-am comandat o placă de special în care să dai găuri și să faci căi de conexiune între piese, între picioarele pieselor, tranzistorului, dioda, condensatorul, ce mai era pe acolo. Aveam și acum mai am ciocan de lipit, sacâz și plumb. Am asamblat cel mai elementar receptor radio, dar n-a funcționat, n-a dat semne de viață niciodată. Nu știu, n-am reușit, n-am avut mare succes cu chestia asta, dar probabil am dezamăgit-o și pe mătușa mea, care a crezut că sunt mag, că deja știu să fac mare lucru, dar eu n-am făcut decât să-i desfac radio-ul la bucățele și să o văd din ce e construită. Deci la construit, la loc, n-am fost bun și probabil pe multă lume am dezamăgit, dar nici nu trebuia să aibă mari așteptări de la mine, de la un adolescent. Așadar, comunicarea mea, prima comunicare cu poliția a fost dezolantă, cu lacrimi, cu muci, probabil, și cu amendă. Iată de ce în aprilie 2009, când am văzut pe unii că devastează, și pentru faptul că eram jurnalist, filmam cu camera, eram pe baricadă, relatam pentru Jurnal TV, atunci era doar pe internet, nu simțeam nevoie să le iau parte, să-i susțin, să le țin hangul sau să-i încurajez, dar și pentru faptul ce trăisem cu 10, cu 20 de ani mai devreme în tinerețea mea, prima tinerețe, m-a făcut să mă gândesc că vor fi consecințe și că nu e bine ce fac oamenii ce e. Mă sună oamenii, vor să-mi ia interviu, de aceea auto-interviul îl opresc aici, spovedania asta în ajun de Paști, cu mărturie din vremea sovietică despre prima mea comunicare cu poliția, care atunci era miliție și care a fost și o formă de abuz polițienesc, pentru că nu e așa, un copil fiind, trebuia să fiu anchetat cu cadrul didactic alături sau cu părinte alături, cu un om matur, nu? Nu să facă polițaiul presiune asupra mea doar pentru că poate. Chiar dacă în felul ăsta a aflat adevărul, da, dar putea să mă determine și să mint, nu? Ca să scap de închisoare.